Bună ziua! Voi pregăti faguri cu cremă. Voi avea nevoie pentru aluatul de faguri de 6 ouă, 12 linguri de ulei de floarea soarelui, 12 linguri de zahăr, 12 linguri de lapte rece, 24 de linguri de făină, puțină esență de vanilie sau de rom și un plic de praf de copt de 10 grame sau plicul de praf de copt se poate înlocui cu un plic de amoniac de 7 grame. Amoniacul se poate stinge cu puțină zeamă de lămâie sau puțin oțet. În acest castron am 6 ouă întregi. Voi bate ouăle întregi cu acest tel sau se poate mixa totul cu un mixer. Voi pune și jumătate de linguriță de sare și voi bate ouăle 6 ouă întregi împreună cu o jumătate de linguriță de sare. Am terminat de bătut cu aceste 6 ouă întregi împreună cu sarea. Acum voi pune 12 linguri de zahăr tos. Voi amesteca și zahărul până când zahărul tot se va topi. Am terminat de amestecat și zahărul împreună cu ouăle și sarea. Până când zahărul s-a topit puțin în ouă. Acum voi pune 12 linguri de lapte rece. Voi amesteca puțin și laptele. Voi pune și 12 linguri de ulei de floarea soarelui. Și puțină esență de vanilie. Am terminat de amestecat și uleiul împreună cu laptele. Voi da castronul la o parte. În acest castron am 24 de linguri de făină. Voi amesteca 24 de linguri de făină cu un plic de praf de copt de 10 grame sau un plic de amoniac de 7 grame stins cu puțină zeamă de lămâie sau puțin oțet. Voi amesteca un plic de praf de copt, 10 grame de praf de copt cu 24 de linguri de făină. În aluatul de faguri se pune făină până când aluatul se întărește, până aluatul se leagă. Voi aduce ouăle, laptele și uleiul. Și voi pune făină, puțin câte puțin, iar cu o lingură voi amesteca totul. Se pune făină cât cuprinde, până când aluatul se leagă și nu se mai lipește de mâini. Voi amesteca cu această lingură până când se incorporează toată făina. Voi mai pune făină. Și voi continua să incorporez și făina rămasă.
Deci eu am pus 24 de linguri de făină. Voi mai pune făină până când aluatul se va lega. Voi continua să pun făină până când aluatul se întărește. A rezultat un aluat de fursecuri. Voi frământa puțin cu mâna. Deci se pune făină până când aluatul se leagă. Eu am folosit o făină albă pentru pâine. Puteți folosi orice fel de făină aveți în casă la îndemână. Chiar și acea făină de fursecuri. Dar recomand făina albă. Făina albă este cea mai bună. Voi răsturna aluatul din castron. Aluatul deja a început să se lege. Voi mai pune puțină făină pe masa de lucru și voi începe să frământ din nou aluatul. Foarte puțin, nu mult. Am pus aluatul pentru faguri pe masa de lucru, am pus făină și voi da foarte puțin o formă aluatului. A rezultat un aluat de fursecuri, moale și nelipicios. Aluatul de fursecuri este gata. Îl voi lua și îl voi pune într-un castron. Îl voi lăsa în acest castron până când voi pregăti forma electrică de faguri. Voi forma fagurii în acest aparat electric. Eu locuiesc în Anglia, am cumpărat această formă electrică pentru faguri de pe eBay. Am dat 20 de lire pe ea. Este o formă foarte, foarte utilă și se fac fagurii foarte rapid. În România se găsește această formă electrică la Kaufland sau la Lidl sau se mai poate găsi câteodată și la reduceri. Voi începe să formez fagurii. Dacă aveți acele forme vechi, puteți să pregătiți fagurii și în acele forme vechi pe ochiul de la ragaz, însă recomand această formă electrică, este foarte, foarte utilă. Voi pune forma electrică în priză și o voi lăsa cam în felul acesta arată și o voi lăsa să se încingă pentru 5 minute. Am lăsat forma electrică pentru faguri să se încingă pentru 5 minute. O voi unge cu foarte puțin ulei de floarea soarelui. Foarte puțin, nu mult. Și voi începe să formez fagurii. Voi lua cu o linguriță din aluat și voi forma bile de mărimea unei lingurițe. Le voi forma în palmă. Le voi pune jos și la fel voi proceda cu tot aluatul. Voi măsura fagurii, aluatul cu lingurița pentru a ieși toți fagurii egali. Cam în felul acesta.
Și voi începe și voi pune fagurii, aluatul de faguri în această formă, cam în felul acesta. Voi închide forma. Și voi lăsa 2 minute sau 3 minute fagurii. Deci 2-3 minute lăsăm fagurii să se coacă. Fagurii sunt gata, le voi lua, cam în felul acesta arată, foarte, foarte gustoși și moi. Voi pune totul într-o farfurie, îi voi lua și pe aceștia și voi forma faguri exact cum am arătat prima dată. Voi lua totul cu mâna și voi măsura fagurii cu o linguriță. Puteți să-i faceți fagurii și mai mari. Eu îi voi pregăti mai mici. Mai mici sunt puțin mai arătoși, așa, mai arată mai frumos și sunt parcă mai gustoși și mai mici. Însă fiecare îi face după preferință, mai mici, mai mari, fiecare cum dorește. Voi pune aluatul în formă, cam în felul acesta. Și voi forma fagurii foarte, foarte simplu. O recomand să o cumpărați și voi. Voi închide forma. Și se lasă 2-3 minute să se coacă aluatul. Și ultima parte de faguri sunt gata. Îi voi lua și voi pune într-un castron. Fagurii sunt gata. Acum voi pregăti crema. Din acea cantitate de ingrediente mi-au rezultat un castron plin cu faguri. S-au copt foarte bine pe ambele părți. Ulei se pune în forma de faguri doar la început. După care nu se mai pune ulei. Se coc fagurii pe ambele părți, 2-3 minute. Se coc foarte ușor și foarte simplu se pregătesc. Voi da forma la o parte și mă voi apuca de cremă. Voi umple fagurii cu cremă de lămâie și cremă de ciocolată. Prima cremă o voi face de lămâie. Și pentru crema de lămâie voi avea nevoie de 500 de ml de lapte rece. Două întregi. Voi mai avea nevoie de 200 de grame de zahăr tos. Trei linguri de amidon sau trei linguri de făină. Voi amesteca totul. Noi când amidonul se va încorpora ușor în laptele rece. Voi pune și puțină esență de lămâie. Eu
am folosit o sticluță de esență de lămâie și zeama de la 2 lămâi stoarse. Voi amesteca totul foarte bine și voi pune crema pe ochiul de la aragaz la foc mediu, amestecând în continuu crema până când crema se va îngroșa foarte bine. Crema de lămâie este gata, am transferat crema într-o cratiță și am pus cratița pe ochiul de la aragaz la foc mediu și am amestecat în continuu în cremă până când crema s-a îngroșat. Voi opri aragazul și voi lua cratița cu cremă de lămâie de pe ochiul de aragaz. A rezultat o cremă de lămâie foarte fină și gustoasă. Voi transfera crema de lămâie în acest castron. În crema de lămâie voi pune jumătate de pachet de unt și îl voi lăsa să se topească în crema fierbinte. Untul s-a topit în crema de lămâie. Am amestecat puțin cu untel. Cam în felul acesta arată crema de lămâie. Voi acoperi crema cu o folie de plastic sau cu un capac, timp în care voi trece la cea de-a doua cremă de ciocolată. Cea de-a doua cremă va fi de ciocolată. Pentru crema de ciocolată voi avea nevoie de 500 ml de lapte rece. Două ouă întregi. Două sute de grame de zahăr tos. Trei linguri de amidon sau trei linguri de făină. O lingură de cacao și puțină esență de vanilie sau de rom. Voi amesteca totul cu untel. Până când cacao și amidonul se va dizolva în laptele rece. Amestec încet. Voi continua să amestec cu telul foarte bine cacao și amidonul de porumb. Eu la creme folosesc amidon. Amidonul face crema să fie fină. Voi amesteca foarte bine totul și voi pune crema pe ochiul de la aragaz la foc mediu, amestecând în continuu în cremă până când crema se va îngroșa. Crema de ciocolată este gata. Am transferat crema din acel castron într-o cratiță cu fundul gros, pentru a nu se lipi crema, și am amestecat în continuu în cremă până când crema s-a îngroșat la foc mediu. Cam în felul acesta arată crema de ciocolată. Voi opri aragazul
Și voi lua cratița cu cremă de pe foc. Voi pune jumătate de pachet de unt în cremă și voi lăsa crema să se răcească. Am terminat de fiert crema de ciocolată. Cam în felul acesta arată. Am lăsat-o 5 minute să se răcorească puțin, încă tot fierbinte este. N-a avut timp să se răcească în 5 minute, dar cât de cât. Voi pune și jumătate de pachet de unt sau de margarină. Pentru aceste două creme, pentru crema de lămâie și crema de ciocolată, am folosit un pachet de 250 g de unt pe care l-am tăiat în jumătate. Voi pune crema untul în crema de ciocolată și voi lăsa untul să se topească în crema de ciocolată foarte bine. Voi amesteca până când untul se va încorpora în crema de ciocolată. Apoi voi acoperi cratița cu un capac sau folie de plastic sau folie de aluminiu. Și voi lăsa crema să se răcească foarte bine. Am terminat de copt fagurii, de fiert cele două creme, crema de lămâie și de ciocolată. Voi da fagurii la o parte, voi aduce o farfurie și voi lua câte un fagure. Voi pune pentru a vedea dacă sunt toți la fel. Felul acesta. Primul fagure îl voi umple cu cremă de lămâie. Fagurii sunt tari, însă crema de vanilie și de ciocolată până a doua zi va frăgezi fagurii. Îi voi lua surplusul de cremă și primul fagure este gata. Voi umple un fagure și cu ciocolată, cu cremă de ciocolată. Voi uni fagurii, voi șterge fagurii de surplusul de cremă, în felul acesta și totul este gata. La fel voi proceda cu toți fagurii până îi voi termina pe toți de umplut cu cremă de lămâie și cu cremă de ciocolată. Puteți să pregătiți și cremă de vanilie sau să îi umpleți doar cu cremă de lămâie sau doar cu cremă de ciocolată, cum vă este mai ușor. Voi șterge surplusul de cremă și totul este gata. Voi șterge surplusul de cremă de ciocolată de jur împrejurul fagurelui și totul este gata. Voi proceda în felul acesta cu toți fagurii, până îi voi termina pe toți de umplut cu cremă de lămâie și cu cremă de ciocolată. Fagurii cu cremă de lămâie și cremă de ciocolată sunt gata.
Am pus fagurii în farfurii diferite. Voi lăsa fagurii în felul acesta până a doua zi de dimineață, acoperiți ori cu folie de plastic sau cu folie de aluminiu. Sau se mai pot pune în casolete de plastic, puțin mai mari, cu capace de plastic și lăsate închise ermetic până a doua zi. A doua zi se pot servi, crema va frăgezi foarte bine fagurii și vor fi foarte pufoși și moi. Eu am pregătit acești faguri în formă electrică, o recomand să o cumpărați și voi, este foarte practică și foarte necesară în cămara noastră. Dacă nu aveți, puteți să pregătiți fagurii și la acele forme vechi, pe ochiul de la aragaz. Se pot pregăti faguri gustoși și la acele forme, însă eu am ales să pregătesc la forma electrică pentru că este mai ușor de pregătit, nu se mai face nici atâta mizerie pe ochiul de la aragaz și se pregătesc mult mai ușor. Dacă încă nu aveți acea formă, o recomand să o cumpărați. Fagurii au ieșit, crema de faguri a ieșit foarte, foarte gustoasă, ca atât crema de lămâie, cât și cea de ciocolată. Se mai pot umple și cu acea cremă de vanilie, sunt cremele pregătite cu amidon, sunt foarte gustoase și au un gust deosebit de cremă fină. Recomand să pregătiți această rețetă, spor la treabă!